În 1904 însă ea a fost inaugurată. Familia regală se afla într-un voiaj pe Dunăre cu ministrul învățământului Spiru Haret, cu primul ministru. Familia regală făcea o plimbare de-a lungul Dunării și se oprea în toate localitățile și se producea un eveniment important, pentru că toate localitățile Dunării s-au făcut transformări importante la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. Da? Se inaugurau școli, spitale, etc. Și cu ocazia acestui periplu, navele au oprit la Hârșova și s-a făcut inaugurarea școlii. Atunci era în construcție și biserica foarte aproape. Și școala a fost inaugurată în 1916, în primul război mondial, a fost distrusă de trupele care au ocupat Dobrogea, nu mai spunem care au fost respectivele, a fost arsă din temelie, a fost arsă cartea de aur a muzeului și muzeul a fost redeschis în 1926 în casa pedagogului, pentru că alături de școală este o casă care a fost a directorului, numită în ghilimele casa pedagogului. Clădirea a fost refăcută foarte greu după 1920, dovadă că în 26 muzeul nu s-a mai mutat, n-a mai stat în școală, s-a mutat în casa pedagogului și a funcționat așa până în anii regimului comunist, când a fost transformată din școală, când s-a clădit școala, liceul actual, din școală în internat pentru liceu din localitate. Și a funcționat așa ca internat pentru liceu de localitate până în jurul anului 2000, nu pot să vă spun foarte exact. Când școala a fost trecută de la Ministerul Învățământului la primărie, s-au terminat lucrurile, postul s-a desființat și clădirea a fost lăsată, nu spun de izbeliște, a fost lăsată fără pază, fără supraveghere și a început să se întâmple ceea ce s-a întâmplat. A avut un gard monumental din fier forjat, a dispărut gardul, au fost furate din interior sobele, s-a scos lemnăria și a fost obligată primăria, nu mult după 2000, să zidească ferestrele și ușile cum arată acum ca să poată fi păstrată. Mă rog, și să facem noi ceea ce vrem să facem astăzi din ea. Este un proiect mare, este un proiect frumos, este un proiect prin care intenționăm să redăm în circuitul turistic școala veche, cum îi spunem noi, ansamblul Cotovu. În cadrul acestui proiect reabilităm, eu voi păstra denumirea de școala veche, este mult mai familiar și vom transforma școala veche într-un muzeu, iar casa pedagogului, alăturată, clădirea alăturată, va fi biblioteca de cartier. Este un proiect, cum spuneam, care mie îmi place, prin care încercăm această clădire emblematică pentru orașul Hârșova să, cum spuneam, să o introducem într-un circuit turistic și împreună cu alte proiecte pe care le-a gândit autoritatea locală, sau le-am gândit că trebuie să-mi asum aceste proiecte, încercăm să dezvoltăm orașul. Că în cadrul acestui proiect, lider principal autoritatea locală Hârșova, în parteneriat cu Municipalitatea Crușari, Muzeul Național din Constanța și Muzeul din Dobrici. Valoarea totală a proiectului e aproximativ 3.200.000 de euro, iar pentru acest proiect partea română, autoritatea locală aproximativ 8.500.000 de lei a transformat direct. În cadrul acestui proiect, cum spuneam, reabilităm școala veche și asfaltăm și 1,6 km de străzi ce leagă școala veche de cetatea Carsium și apoi pe strada Danubiu, strada Soarelui, până la primărie. Este un proiect care se integrează foarte bine cu un alt proiect al Consiliului Județean, un proiect de restaurare a cetății Carsium. Și împreună intenționăm să facem în această zonă, să spunem, zona de sud a orașului Hârșova, zona portoară, o zonă care să fie atractivă pentru turiștii care vin atât pe uscat cât și pe apă prin portul din Hârșova. Este un proiect bun, este un proiect benefic. Nu înțeleg de ce totuși unii doresc să-l critique. Ajuns să cred că din răutate. Și aici înțelege acea persoană, nici nu vreau să-i pomenesc numele, pentru că a condus orașul în 2000-2008 și este bine să rămână totuși în negura timpului, nefiind în stare să facă nimic pentru acea clădire, chiar în timpul mandatului, în acel de-al doilea mandat, după cum ați văzut, intrările în școală sunt zidite,
chiar acea persoană a hotărât să zidească, în loc să încerce să facă ceva, să zidească intrările. Pe data de 25 aprilie se va încheia procedura de licitație privind asfaltarea străzilor. Dacă totul va fi bine, în această vară ne vom apuca de lucrurile de asfaltare. Tot în această vară intenționăm să demarăm și lucrările privind reabilitarea școlii. Este un proiect care are finalitatea anul 2020, dar am și spus-o, numai că cei care m-au mai întrebat nu au avut urechi să audă sau nu au avut, să spunem, gura să o transmită mai departe prin camerele de luat vederi, că am avut și o vizită a unui post de televiziune și deși am spus vreo 2 ore, am tot vorbit, într-un minut au rezumat dumnealor ceea ce am spus. Vom avea am avut un control săptămâna trecută de la Autoritatea de Management și am discutat posibilitatea prelungirii și ni s-a spus că ni se va aproba pentru că efectiv proiectul acesta nu este întârziat sau cum încerca să se transmită că am rămas în urmă și că nu și-ar face autoritatea locală treaba. Nu, proiectul acesta se derulează conform planului, doar că aceste mici întârzieri reclamate de unii au fost datorate modificărilor legislative pe parte de securitate la incendiu. Ca urmare a evenimentului nefericit din cazul colectiv, da, au apărut anumite măsuri ce trebuie implementate și automat a trebuit o refacere de proiect, implică, să spunem, o oarece birocrație, dar am mai spus-o, nu este birocrația numai în România, ci această birocrație există și în Uniunea Europeană. Numai că, în general, nouă ne place să ne criticăm, să ne aruncăm în oraie și să ne punem piedică în lucrurile pe care vrem să le realizăm. Deci, acest proiect este în desfășurare, este în parametri și acest proiect se va finaliza. Iar la sfârșit, în 2020, acolo hârșovenii vor vedea din nou, cum spuneam noi, școala veche. Deci proiectul tehnic s-a făcut în decurs de o jumătate de an, poate chiar și mai bine. Atunci noi am intervenit și am zis, domnule, trebuie să asigurăm circuitul. Nu poți să intri oamenii în muzeu și să iasă pe aceeași ușă. Dacă se întâmplă ceva, să dea Dumnezeu să nu se întâmple. Trebuie să ai un circuit fluent, în așa fel încât oamenii să nu se lovească, să nu se calce. Și atunci ce facem? Închidem o ușă și facem altă ușă. Lucrurile acestea au creat anumite inconveniente, pentru că biroul de la Călăraș, de exemplu, a cerut clarificări. De ce s-a făcut modificări față de studiu de fezabilitate? De ce a apărut ușa? Cine a cerut? Domnule, am cerut-o noi, am trimis ce am crezut noi de cuvință, rapoartele noastre, referatele, toate astea durează. Adică nu se pot face bătând din palme. Poate mai durează o lună PSA. PSA trebuie să stea o lună și nu știu foarte exact cât, după care începe construcția tehnică. Asta e. Nu știu ce să vă spun eu, pentru că am luptat foarte mult pentru muzeul ăsta. Am stat cu ochii pe toți pașii care s-au făcut până acum și domnul primar știe, suntem la împreună, că va fi el, că va fi altul, nu știu, că ce s-a întâmplat atâta vreme cât sunt aici, sunt foarte interesat ca proiectul să meargă mai departe și să dăm acestei instituții un sediu corespunzător, pentru că nu mai corespunde. Ea a fost bun câțiva ani atunci cât l-am făcut. Știți, facerea unui muzeu e ca un fel de heirup. Îl faci întâi într-o sală mică, după care într-o sală mai mărișoară, arăți lumii că trebuie să-l duci mai departe și exact asta, în stadiul ăsta suntem acum. Proiectul privind ansamblul Vasile Cotovu este un proiect pe care ni l-am dorit a fi pornit de foarte mulți ani și am reușit din 2017, de acum un an jumătate, să reușim să semnăm contractul de finanțare prin programul transfrontalier, prin Interreg România-Bulgaria. Practic, acest proiect are, acest contract de finanțare este semnat cu 4 persoane juridice, 4 parteneri. Noi suntem liderii
în acest proiect. Alături de noi, în partea română, avem Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța. Avem Municipalitatea Crușari din Bulgaria și Muzeul de Istorie din Dobrici, Bulgaria. Reabilitarea ansamblului Vasile Cotovu, un muzeu nou, pentru că o să aveți ocazia în viitor să observați că muzeul din Hârșova are piese foarte importante, dar din păcate se află într-o clădire micuță. Valoarea proiectului, valoarea totală e undeva la 3 milioane și aproximativ 3 milioane 200 euro per total proiect. Respectiv avem ca și achiziții directe, vorbeam despre biciclete și am să vă explic imediat și despre ce este vorba vis-a-vis de ele. Ce rol au aceste biciclete? Turiștii să facă și puțin sport. Adică le dăm posibilitatea să-și lase frumos mașinile sus la noi la muzeu, să iau o bicicletă și să vadă, pentru că e mai frumos așa, nu? Să vadă orașul și poate, de ce nu, să plece spre Capidava și de acolo Hârșova cu cetatea, muzeul cetatea, Capidava și după aceea spre Bulgaria, spre Crușari, Zapada, să facă puțin un mic circuit pe bicicletă. Sunt turiști care vin, foarte mulți turiști vin prin portul Hârșova, doar că sunt luați de acea firmă de agenție de, mă rog, de turism și sunt duși în alte locații să viziteze altceva. Acum, odată cu aceste două proiecte, efectiv, cum spuneam, vom fi și noi pe harta turismului românesc și vom purta discuții cu agențiile de turism ca turiștii ce vor veni în Hârșova să stea mai mult timp în Hârșova și plus de asta, pe lângă aceștia, să vină și alți turiști să ne viziteze orașul.